O decizie privind interzicerea aplicației TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajaților la stat ar putea fi luată miercuri aceasta. Nu este vorba de a interzice aplicația pentru românii care nu lucrează la stat sau pe dispozitivele personale. Ministrul Digitalizării Sebastian Burduja a anunțat că o eventuală decizie privind interzicerea aplicației TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajaților la stat ar putea fi luată când se întrunește Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică. O decizie se va lua în cursul zilei de miercuri, 17 mai, când se va întruni Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică. Este organismul format din toate instituțiile, structurile statului cu atribuții în zona de securitate cibernetică. Se întrunește la Palatul Cotroceni, e convocat de administrația prezidențială și are abilitatea de a emite astfel de puncte de vedere în baza cărora să poată fi luată o eventuală decizie de a interzice aplicația. Vreau să precizez că nu este vorba de a interzice aplicația pentru românii care nu lucrează la stat sau pe dispozitive personale. Doar pentru dispozitivele de serviciu luăm în calcul această posibilă interdicție care trebuie să se bazeze pe o analiză de specialitate. De aceea se întrunește Consiliul să revadă toate analizele care s-au generat pe acest subiect din partea instituțiilor statului și să ia o decizie în acest sens, a arătat ministrul digitalizării. Întrebat dacă nu sunt aceleași riscuri în cazul în care angajații la stat folosesc aplicația de pe telefoanele personale, dar cât timp sunt la serviciu, Burduja a explicat că din datele preliminare reiese că aplicația colectează anumite date din dispozitivul de pe care este instalată. Întrebat dacă vede mai multe riscuri asociate TikTok-ului față de alte rețele de socializare, ministrul a arătat că subiectul a fost analizat de specialiști care au făcut și această comparație. Este cert că anumite rețele sociale sunt dintr-o anumită parte a lumii unde poate există guverne democratice, state de drept, anumite reguli clare, altele sunt din altă parte a lumii, unde lucrurile acestea nu există. Asta este valabil și pentru orice utilizator din România, nu neapărat pe un dispozitiv de la stat, să își pună această întrebare, dacă are încredere în respectiva aplicație, că nu îi va folosi într-un mod incorrect datele, a punctat Sebastian Burduja. Întreba care este opinia sa personală cu privire la această aplicație, ministrul a răspuns: în general, trebuie să fim atenți când ne gândim să interzicem un lucru pentru publicul larg. Pentru mine personal, cea mai importantă valoare este libertatea pe care o avem. Dacă sunt astfel de excese, ele trebuie gestionate cu maximă atenție pentru a nu fi încălcat dreptul românilor de a se exprima liber. Dincolo de asta, mesajele care promovează fake news și propaganda avem și în legea securității cibernetice. Legea practic are pentru prima dată pârghii pentru statul român să intervină atunci când constată campanii de dezinformare și de propagandă, relatează observatorul news.ro.